Servus Europa, un proiect editorial în premieră națională pentru România. După Spania, Republica Moldova, Ucraina și Serbia, în anul centenar Tăvărăcluj își continuă seria caravanelor în Ungaria. Timp de o săptămână veți putea urmări transmisii în direct din localități ale Ungariei încărcate cu simbolistică românească. Vom fi live din Jula, Budapesta și Hoidu Soboslo. În prima zi, pe 21 mai, veți putea urmări pentru prima oară o transmisie în direct a slujbei religioase de Sfinții Constantin și Elena, oficiată în Catedrala Ortodoxă din Jula, Ungaria. Din traseul caravanei Servus Europa nu putea lipsi una din cele mai frumoase capitale europene, unde a debutat marele poet Mihai Eminescu și unde a funcționat unul dintre cele mai mari centre de editare a cărții românești. Numai importante ale istoriei și culturii române sunt legate de acest oraș. Andrei Șaguna, Emanuel Goșdu, Iosif Vulcan, Gheorghe Sina sau Eftimie Murgu și-au lăsat amprenta în dezvoltarea spirituală și economică a Budapestei. Caravana Tăvărăcluj se încheie într-o localitate din Ungaria care este un miracol al dezvoltării turistice. Un foraj pentru petrol a transformat satul cu câteva sute de locuitori în cel mai mare spa din sud-estul Europei. Astăzi Hoidu Soboslo este ca un magnet care atrage în principal turiști români. Reporterii Tăvărăcluj vă vor ține conectați la desfășurarea caravanei prin intervenții live în emisiunile informative. Pe parcursul întregului eveniment veți afla și informații inedite din culisele realizării acestui maraton editorial. Pe tot parcursul caravanei, în fiecare seară de la ora 19, vă invităm să urmăriți edițiile speciale Cântec și Poveste, susținute de ansambluri folclorice din județele Transilvaniei. Luni, Dor Transilvan din Cluj-Napoca, marți, ansamblul Crișana din Oradea, miercuri, ansamblul Transilvania din Baia Mare, iar joi și vineri, ansamblul profesionist Dor Românesc al Consiliului Județean Bistrița Năsăud. Lor li se vor alătura invitați speciali din fiecare localitate prin care va trece caravana Servus Europa.